Nero Claudius Cezar s-a născut la Antium cu 18 zile înainte de calendele lui ianuarie, în răsăritul soarelui. Domitius a spus că din el și Agripina nu se putea naște decât o nenorocire pentru popor. Numele de Nero i-a fost dăruit de către Claudius. Au fost multe preziceri la nașterea lui Nero. În timp ce prietenii îl felicitau, Domitius ar fi spus că din el și Agripina nu se putea naște decât ceva detestabil. Astfel, nenorocitul lui destin a fost prezis de vorbele celui care i-a dat viață. La 3 ani de la nașterea lui, Domitius s-a stins din viață. Bunurile familiei au fost luate. Mama lui a fost exilată, iar el a rămas în grija mătușii sale Lepidă. Totul a revenit la normal atunci când Claudius a venit la tron, iar Nero și-a recuperat averea moștenită. El a devenit un tânăr curajos, pasionat de artă, ce participa des la jocurile de circ și la jocurile troiene, câștigând astfel simpatia publicului. Nero își saluta fratele adesea sub numele de Ahenobarbus, acuzându-l pe acesta în fața lui Claudius ca nefiind copilul lui adevărat, ci un fruct străin al Mesalinei. Nero, fiind adoptat de Claudius, împăratul Romei, i-a fost încredințat lui Aneus Seneca pentru instruire. După o perioadă, Nero a crescut și a fost dus în for. Acolo i s-a încredințat toga virilă, moment în care tânărul Nero a promis distribuirea de bucate către popor și daruri soldaților. Acesta a devenit un tânăr bărbat, iar la numai 16 ani, Nero s-a căsătorit cu prima sa soție, fiica lui Claudius, Octavia. La un an după fericitul eveniment, nenorocirea s-a abătut asupra poporului roman odată cu moartea suspicioasă a împăratului lor. Căci numai Dumnezeu știe ce avea să urmeze. Nero a organizat jocuri în circ și lupte de animale în cinstea sănătății lui Claudius. Nero e acum salutat împărat pe treptele palatului, iar din toate onorurile cu care a fost copleșit, a refuzat titlul de părinte al patriei. Acesta îl trece pe Claudius în rândurile zeilor, făcându-i mărețe funerale. Odată, când se semneze sentința de moarte a unui criminal, a zis: "Cât aș vrea să nu știu să scriu." Nero împărțea zilnic poporului daruri de tot felul, precum mii de păsări de diferite soiuri, haine, argint, pietre prețioase, tablouri, sclavi și chiar animale sălbatice domesticite, corpuri de case și pământ. Pe latura sa artistică, dorința de a performa nu s-a oprit în copilărie. Nero participa la tot felul de concursuri. El recita versuri atât acasă cât și la teatru. Atunci când el cânta, nimeni nu avea voie să se ridice sau să miște. De fiecare dată, avea grijă să ia premiul competiției, proclamându-se singur câștigător. Ceea ce nu știau încă romanii este faptul că bunul lor conducător creștea tot mai mult în vici. Chiar el spunea: "Am povestit aceste lucruri, parte foarte lăudabile, ca să le deosebesc de ticăloșiile și crimele de care mă voi ocupa de îndată." Nero
Nerușinarea, poftele, desfrâul, lăcomia și cruzimea nu le-a arătat pe față decât cu timpul, la început ca pe niște greșeli din tinerețe. Pe lângă legăturile lui vinovate cu tinere de condiție liberă, pe lângă adulterele cu femei măritate, a violat o fecioară vestală numită Rubria. Nebunia a pus stăpânire pe mintea lui Nero. Acesta a luat legătura cu otrăvitoarea Locusta pentru a-l ucide pe Britannicus. El îl invidia deoarece avea o voce mai blândă și se temea că amintirea tatălui său o să-l facă cândva mai iubit de popor. Nero a obligat-o pe Locusta să prepare un elixir puternic pentru fratele lui. La masă sunt așezați Nero și Britannicus în capete opuse și mănâncă împreună. Britannicus ia o gură din vinul otrăvit și gâtul i s-a umflat instant. Nero s-a justificat prin faptul că e un atac obișnuit de epilepsie de care suferea fratele lui. Agripina a încercat să-i corecteze faptele acestuia, văzând clar intenția în care se îndrepta fiul ei. Însă acest fapt nu l-a făcut pe Nero decât să se îndepărteze de ea și să o gonească din palat, interzicându-i să mai locuiască cu el. Nero a pus cap la cap un plan pentru a scăpa definitiv de mama lui. A încercat prima dată cu o travă, însă nu a funcționat. Apoi a trimis-o pe o corabie pentru a o uneca, însă Agripina a scăpat înotând. Nero a fost înștiințat că mama sa trăiește. Acesta, nervos, l-a înjunghiat pe mesager, răspândind zvonul că era trimis de către mama lui, iar Agripina s-a sinucis fiindcă i s-a descoperit crima. Ticăloșenia și ura lui Nero creșteau mai mult și mai mult. În noaptea când o cometă cu coada a luminat cerul, semn că împăratul va fi detronat, l-a făcut pe acesta să înnebunească și mai tare. Nero era mereu înăbușit de remușcările sale. Adesea, mărturisea că era urmărit de chipul mamei sale, de biciul și de torțele arzătoare ale furilor. În afară de Octavia, Nero a mai avut două soții, Popea Sabina și Statilia Mesalina. Pentru a o lua de nevastă pe Statilia, Nero i-a ucis soțul. A ucis-o și pe Octavia, învinuind-o de adulter. Iar în momentul în care poporul nu a aprobat divorțul, acesta a gonit-o numind-o sterilă. Din acel moment, Nero n-a cruțat nici poporul, nici zidurile Romei. Omora fără alegere sau măsură pe cine îi plăcea sau sub orice pretext. Într-o conversație, cineva a spus, după moartea mea, poate să ardă pământul. Iar el a răspuns, ba mai înainte, cât sunt eu în viață. Și când vreodată și-a încălcat în Nero promisiunile? 6 zile și 6 nopți a ars Roma și tot ce mai rămăsese frumos în ea. El privea cum ardea Roma. Privea acest foc din turnul lui Mecena, cântând în costum de sărbătoare. Poporul se revolta. Familii fusese renenorocite și chinuite de acest tiran, care nu știa de unde să mai scoată bani. A scumpit grâul în încercarea de a-i fura pe romani. Îi distrugeau statuile și își băteau joc de ele, la fel cum el și-a bătut joc de ei. În tot acest timp, Nero era bântuit de vise premonitorii ce anunțau detronarea sa și încheierea unei ere diabolice. În timpul absenței sale, Roma s-a răzvrătit. Nero a primit o scrisoare de la Fanon, a citit că senatul a declarat dușman al patriei și era căutat spre a fi pedepsit după obiceiul strămoșesc. Sentința consta în dezbrăcarea celui condamnat cu gâtul prins într-o furcă și bătut cu vergi
până la moarte. Nero a auzit de afară o trăsură cu cai care se apropia, ce venea după el. A luat un pumnal și l-a înfipt în gât, spunând: zgomotul cailor iuți izbește urechile mele. Un slujitor a sărit să-l salveze, însă Nero i-a spus: târziu. Asta e credință? A murit cu ochii deschiși, aceasta fiind ultima lui replică. Nero Claudius Cezar a murit în al 32-lea an al vârstei sale, în aceeași zi în care a omorât-o odinioară pe Octavia, ceea ce a stârnit o bucurie publică atât de mare că poporul, cu boneta libertății, alerga în toate părțile orașului.